Am să vorbesc despre o domniță italiană, o domnișoară născută în anul 1478, în 26 aprilie, la Rimini. Este vorba de Dorotea Malatesta Caracciolo. Această domniță a avut ghinionul sau norocul, nu știu cum să-l numesc, să întâlnească pe Cezare Borgia, care a răpit-o de la soțul ei și a ținut-o 3 ani până a murit papa tatălui Cezare în 1503 și a fost nevoit să o lase să plece pentru că nu mai avea nici putere, nu mai avea nici bani, nu mai avea nimic. După cum spuneam, în 26 aprilie 1478 la Rimini se naște frumoasa Dorotea. Familia Malatesta din Rimini era înrudită cu familia de Montefeltro și de aceea căsătoriile se făceau foarte des între ei, între familie. Era fiica lui Roberto Malatesta, signore di Rimini, și a Elisabete Gonzaga. Într-un fel, era Elisabeta Gonzaga era o domnișoară de onoare a Elisabetei Malatesta, a Elisabetei de Urbino, fica ducelui. Să vedem pe unde e această Elisabeta care se căsătorește cu Robert. Elisabeta Gonzaga, după cum spuneam, care era domnișoară de onoare la Elisabeta Elisabeta de Urbino, să-i spunem Elisabeta de Urbino, fica lui Federico di Montefeltro. Nepoata lui Federico di Montefeltro și fica lui Guidobaldo de Montefeltro, adică primul fiu al lui Federico. După cum spuneam, Elisabeta Gonzaga era o principesă de la Mantova, care a făcut această fată din Flori, aveam scris pe Elisabeta Gonzaga a făcut-o pe Dorotea în 1488 din Flori cu Roberto Malatesta și ea s-a căsătorit la Urbino cu prințul Guidobaldo I, adică cu fratele Elisabetei, soțiat, mă rog, e foarte complicat și de explicat. Elisabeta Gonzaga era soția ducelui de Urbino, Guidobaldo de Urbino, care moare tânăr și o lasă singură pe această fată, care rămâne domnișoară de onoare la curte, la sora acestui prinț. Și lumea nu știa cam care-i secretul, adică toți ziceau că e fiica lui Guidobaldo, însă ea nu era, era lui Roberto Malatesta, care se însoară cu sora lui Federico sau cu fiica lui Federico di Montefeltro. În 1500, fata aceasta, Dorotea, se căsătorește prin procură, fiindcă era foarte mică, avea numai 12 ani. Nu? 12 ani din 1488. Cu Giovan Battista Caracciolo, care era un duce de la Napoli, fiul unui general de la Napoli,
Lui Roberto Malatesta, îi se mai spunea și Robert el Magnifico. Nu știu, n-am auzit de el, trebuie să văd un pic și el cine a fost. El era fiul lui Sigismund Pandolfo, signore di Rimini, care a întâlnit-o pe Elisabeta la curtea din Urbino, unde era domnișoară de onoare a Elisabete de Montefeltro, fiica lui Federico, după cum spunea. Și Federico era fiul, așa. Elisabeta se căsătorește, fica lui Roberto, fica lui Federico di Montefeltro, se căsătorește cu acest Robert de Rimini. Clar că lui ar fi plăcut să se însoare cu această Elisabeta, văduva, însă nu s-a putut căsători. Și a luat-o pe fica sa, fica sa vitregă. În 25 iunie 1479 la Rimini, iar în 1482 rămâne văduvă. Roberto se însoară în 1479 la Rimini cu Elisabeta, fica lui Federico, și moare în 1482. După ce rămâne văduvă, această fată se întoarce din nou la Urbino și se retrage în mănăstirea Santa Chiara, construită de tatăl ei. E foarte complicat, sunt oamenii trăiau și foarte puțin, mai ales femeile mureau la naștere și văd că mai mureau și bărbații în război, așa că erau foarte multe nume, foarte multe date. Spunea că în 1500 Dorotea se căsătorește cu generalul Giovan Battista Caracciolo, conducător de Napoli, care, conducător militar, care după ce face nuntă cu domnișoara Dorotea, merge să muncească, merge la Veneția cu serviciu de general și ia și ar vrea să o ia și pe Dorotea. Dorotea însă rămâne la Urbino și în 1502, deci acești doi ani, generalul a luptat acolo, Republica Venețiană era sempre în luptă cu turcii, cu Imperiul Otoman, și el a plecat mai înainte și a luat postul înainte și a pregătit și casa și aștepta de acum să vină și domnița sa. În 1502 însă Cezare Borgia a cucerit Emilia-Romagna și în timp ce Dorotea cu alaiul ei trecea prin Cezena și Forlì pe acolo, pe drumul ăla, întâlnește convoiul lui Cezare Borgia și acesta o ia cu el, pentru că Cezare Borgia a fost provocat la o distracție pe stadion, cum îi spunem noi acum, o luptă între ostași cu lancea, într-un turnir. Această Dorotea i-a aruncat, deci ea fiind căsătorită cu Giovan Battista Caracciolo, i-a aruncat o floare roșie ca semn de recunoștință, ca semn că i-a plăcut de Cezare Borgia în acest turnir care l-a avut el cu o altă persoană și pe care cu un taur, de fapt a fost într-o luptă cu un taur și a ucis taurul. Cezare Borgia era cu sânge spaniol, vă dați seama. Se pricepea la ucis taur, se pricepea la coride, se pricepea la multe lucruri. Era un băiat foarte inteligent, Cezare Borgia. Am vrut să fac un video despre el, dar nu știu, chiar nu mă trage inima. Era prea crud, prea... La el nu era... Nu conta dragostea nimic. El nu mai ucidea și... Și femeile, pe această Dorotea,
a luat-o cu el, a ținut-o 3 ani ostatică pe la Castel Sant'Angelo, la Roma, la taică-su. Apoi a ucis-o pe doamnișoara ei, servitoarea ei, cum ar fi, servitoarea Dorotei, au găsit-o plutind pe Tevere, la Roma. Și spuneam că lângă Cesena se întâlnește cu Cezare Borgia, care atacă Laiul Prințesei, făcând-o prizonieră. În 1503, la intervenția papei Alexandru al VI-lea, care la intervenția făcută de 2 cardinali francezi, puși de soțul ei, toți cu aceeași problemă, să o elibereze pe Dorotea, nu? Omul era și el proaspăt căsătorit, vroia și el să se bucure de tânăra lui soție, care era cu 30 de ani mai mică decât el, vă dați seama că era chiar îndrăgostit. Pe lângă lupta pe care o avea el cu turci acolo la Veneția, de acum încearcă să facă tot felul de demersuri pe lângă cavalerii, cardinalii și alte persoane care ar fi putut elibera pe soția lui. Însă nici unul nu a reușit să-l înduplece pe Cezare. Câte unul spune că a omorât-o și a aruncat-o și pe ea, dar se pare că nu pe ea a aruncat-o în Tevere, a aruncat numai pe servitoarea ei. Aventura lor durează 3 ani, după cum spuneam, pe ce a fost răpită dama de companie, Dorotea a fost asasinată, iar Dorotea este eliberată abia după ce moare papa, când rămâne Cezare Borgia fără ajutor, pentru că 2 luni cât a fost papa Pius, a murit, era foarte bătrân. S-a lăsat înduplecat, dar Giulio II era propriu rivalul tatălui său, așa că nu a mai putut face nimic și a trebuit să o elibereze pe frumoasa Dorotea, care era într-o mănăstire de maici pe la Roma. Și chiar și ea era speriată de ceea ce s-a întâmplat, pentru că după ce a fost eliberată, ea nu s-a dus direct la soțul ei, a mai stat vreo 3-4 luni la Roma, acolo la maici, și ca să nu fie, să nu aibă represiuni din partea soțului ei, a făcut intervenții și ea pe lângă dogele de Veneția, să nu cumva să fie. Însă soțul ei nu avea niciun gând din ăsta asasin, el voia să o vadă acasă. Și după ce a ajuns acasă, spuneam că s-a prins Castelul Sant'Angelo, împreună cu principesa de Squillace, Sancia d'Aragona, soția lui Goffredo, fiul cel mic, lui Cezare Borgia. Era foarte ciudă pe această Sancia, pentru că fata asta era mai mare decât fratele lor. Fratele lor era un copil de 12-13 ani și ea era de 17-18-19 ani și ar fi vrut și ea să aibă un bărbat lângă ea, nu un copil. Și de-aia se culca și cu fratele Giovanni și cu fratele lui Goffredo, cu fratele Giovanni, cu fratele Cezare, cu toți din familie și cu alții străini. Și la un moment dat papa s-a supărat atât de rău că a arestat. La început s-a gândit să o trimită înapoi la părinție, însă a arestat-o și a băgat-o la Castelul Sant'Angelo și a stat o vreme cu această Dorotea. Întemnițate amândouă. După cum spuneam, a făcut demersuri pe lângă Senatul Venețian, care depune garanție pentru viața ei, în caz că soția ei vrea să o trimită la mănăstire sau să o ucidă, cine știe, din cauza acestei răpiri. În ziua de 2 februarie 1503, soțul ei o așteaptă cu onorul și își continuă viața conjugală. De aici au și 3 copii, o fată Viola, Isabella, Baptist, două fete și două, Marco Olivier. 2 dintre acești copii mor.
În 1507, scuzați-mă, în 1507, Caracciolo pleacă, generalul Caracciolo pleacă să lupte iar împotriva de acum împăratului Maximilian de Habsburg, unde este recunoscută dârzenia și eroismul lui în luptă. Era un foarte bun conducător militar, acest Caracciolo avea și o vârstă, nu mai era normal, că avea mintea la el, avea tot ce-i trebuie. În 1508, în iulie, în localitatea Isola de la Scala, Verona, este asasinat Giovan Battista de un vărdea lui Alberico Dentice din răzbunare. Și-a purtat cu onoruri la Veneția, unde este înmormântat. Și Dorotea merge să locuiască o vreme cu fratele ei, Pandolfo, la Citadela. Acum nu știu care Citadela, ori aceea de Padova, pe care o știu, o mai fi și altă Citadela. Apoi, după câteva luni de stat cu fratele ei la familie, se transferă la Napoli, unde avea moșii și moștenirea soțului ei cu toți patru copii. Mor doi copii, o fată, cea mai mare fată, Viola și Marco Olivier, de bolile timpului. Apoi moare și ea. 527 la Napoli. Isabella se căsătorește în 1523 cu Fabio Caracciolo, signore di Tocco, iar Viola se va moare tânără. Battista se căsătorește cu Prosper. Battista e o altă fată, deci trei fete și un băiat. Battista se căsătorește cu Prospero Suardi, signore di Castelmezzano. Cozestre 2000 ducați de aur lăsați cu care a construit mănăstirea Sant'Aniello. Foarte complicată viața acestor domnitori. Cam asta a fost viața frumoasei Dorotee, născută dintr-o dragoste interzisă, spunem așa.